Doi copii în vârstă de 6 și 9 ani au ajuns la spital cu arsuri după ce au dat foc la benzină. Cazul a avut loc în localitatea Peciște de raionul Rezina. Minorii au primit arsuri de gradul 2 pe față și mâini și au fost transportați la spitalul raional Rezina. A fost o arsură a feții, a regiunii mâinilor și la un copilaș coapsa stângă. Acești copii sunt internați în secția de chirurgie. Starea lor este grav medie la moment. Sunt asistați de către specialiștii din secția de chirurgie. La fel vor fi consultați astăzi cu specialiștii republicani. În jur de 10% este suprafața arsurilor în regiunea feții, mâinilor și a coapsei la ambii copii. Au fost consultați și de specialiștii oculiști, pneumologi, efectuate toate investigațiile. Deci starea lor la moment este de gravitate medie, este în afara oricărui pericol pentru viață, sunt asistați la nivelul cuvenit și deja așteptăm specialiștii republicani pentru a fi consultați cu perspectivă de tratament în continuare. Potrivit oamenilor legii, frații au rămas nesupravegheați acasă. Aceștia au pompat benzină dintr-o motocicletă aflată în gospodărie, apoi i-au dat foc. În urma examinării s-a stabilit că minorii dați, aflându-se la domiciliu fără supraveghere a părinților și a persoanelor care îi înlocuiesc, jucându-se cu motocicleta tatălui, s-au incendiat cu combustibil primind arsuri. Părinții acestora sau persoanele care îi înlocuiesc riscă să fie sancționați conform articolului 63 al codului contravențional dacă vor fi găsiți vinoveți cu amendă de până la 25 de unități convenționale. De la începutul anului curent, în raionul Rezina au fost înregistrate 32 de procese verbale în privința părinților care și-au lăsat copiii fără supraveghere. După ce a educat 5 copii ai săi, Galina Șova din satul Ignăței, raionul Rezina, mai îngrijește 3. Chiar dacă și-a pierdut soțul, iar recent a decedat și unul din fiii pe care i-a crescut, femeia nu se lasă bătută de soarte. Mișa zice, hai Galie, să-i luăm, dar noi la bătrâneți a rămas numai noi amândoi. Că n-am știut că ar să moară Dumnezeu să alerte. Numai noi amândoi și hai că n-am să ne mângâiem cu dânsii. Tu te duci la deal, dar ne-ai chinit rău, ei mei rămâne pe o gradă cu dânsii, cu copchii. I-am luat. Anterior, Galina a mai înfiat și educat un copil. După ce proprii copii au plecat în familiile lor, femeia a decis să crească alți 3 copii rămași fără grijă părintească. Mamă, ne-a mâncat, mamă, ne-a mâncat. Da, și ala încă nu puteți și la apă. N-avea doi anișori. Am eu și mă duc până în vale și avem la mine în buzunar, într-un ograd la dânsii. E asta s-o izghită în braț, m-a cuprins în braț. Mama mea e în bolniță. Pavel era la școală, nu era acasă. Mama mea e în bolniță. Dar de când? Mama biologică a copiilor era bătută sistematic de soțul violent și a decedat la spital, iar tatăl, dependent de alcool, a fost decăzut din drepturi părintești. Spală, mămică, ne grăște. Îmi spală, îmi dă ziua, îmi faci mâncare, îmi trezește asta, eu îmi zic să-mi fac niște mâncare care e asta, cum zici mâncare. Colțunaș. Colțunaș, ne-a făcut. Alexandru are 3 anișori, Ionela 6 și Pavel 14 ani. Toți locuiesc acum împreună cu Galina. Alexandru și Ionela frecventează grădinița, iar Pavel merge la liceu. Acum e clar că se dă mai greu educație și schimbări atitudinii lui față de văstură, față de societate, față de purtările și față de colegi. La ziua de astăzi el frecventează, cum am spus, regulat, îmbrăcat frumos, dar la lecții se pregătește nu unde a ajuns, nu-i atent, dezvoltarea mentală a lui e rămasă în urmă, de atâta el este înscris în grupa cu educație specială. Copiii aceștia au amprenta, deci familiilor care au abandonat copiii, care au fost abandonați, deci pentru că ei mai mult sunt din familii vulnerabile, care au fost și luați sub tutelă de cineva sau au fost la casele de copii. De aceea noi ne străduim. Am format grupul intrașcolar ca să facem vizite la domiciliu împreună cu membrii grupului intrașcolar, psihologul școlar deseori lucrează cu acești copii, copilul de la familia cu tutelă Galina Șova. Deci el are program
special, deci este un copil cu condiții educaționale speciale, unde se ocupă în centru de resurse adăugător, deci el studiază în baza programe, curriculei adaptate. Tatăl copiilor de o vreme nu-i vizitează, iar când mai venea pe la ei, Galina se îngrijora, acesta fiind permanent în stare de ebrietate. Vine cu garafa de gin, lua la vecin cu garafa de gin, se duce aici, mă, la altul și bie și cu atâta era. Dar până la copiii ăștia trebuie să odăr, să pun și... Nu i-au adus o bomba, nu le-a adus și o picea, nu le-a adus și o capică de una. Că el trăiește el în casă din amală. De când i-a decedat soțul, spune Galina, îi vine mai greu. Femeia a crescut și ea într-o familie cu 10 copii și știe ce înseamnă grijă părintească. Anterior a avut grijă de doi bătrâni singuratici din sat, care tot au decedat. După ce fiul Galinei a decedat, nepoțica fiica lui locuiește acum și ea cu Galina. Greutățile o apasă, deoarece copiii sunt bolnavi, au nevoie de medicamente, hrană, haine și orice ajutor este binevenit. Macaroane, orez, zahăr, de sodă de spălată, îmbrăcăminte, că ei smitei și bani, că ei tare bolnavicios. Bani am nevoie pentru dânsii să mă aduc și mulțumesc lui domnul primar, domnul Alexandru, că mi-a dat 2000 lei când am fost cu un salariu zin la Chișinău pe drum și am o de lemne de cărbun i-a dat și aici e tot ajutoriu. 3000 de lei, atâta mi-a dat. 2000 de lei mi-a dat Consiliul Raional pentru ce? Că am scris eu tot, m-am drumat alt și am scris eu și mi-a dat 2000 de lei ajutori, Consiliul Raional. Ia. Da, aia asta și altceva, nu... Îi rog din tot sufletul. Că vă spun precis ce vreau să fac. Vreau să fac o bucățică de baie pentru dânși, că îi spăl în lohancă și să fac o comușoară, să fac o bucățică de baie și viceu să aibă în casă, să aibă toate comunitățile. Și ei să fie cumiți să mă asculte. Primarul și asistenta socială din localitate vizitează des copiii. Bună ziua! Ce faceți? Ce vă ocupați? Da. Și mă ocup cu răietul. Mm-hmm. Ca la gospodărie. E tipul mesul de cum aș pregătiți, da? Da, da, da. Da, da. Băieți, au venit la școală? Zviniți. Mm-hmm. Cum astăzi? Cum vă descurcați? Bine, mă descurc. O, da, prostul Dumnezeu. Le-a dat Dumnezeu și sănătate și pace. Mulțumită doamnei Galina că este o mamă bravo care a dus acești copii în familie. Noi vedem din toate și primăria și eu ca asistent social vedem că sunt rezultate bune în familia dată. Adică copiii frecventează grădinița, școala, unde este posibil o ajută. De la Consiliul Sătesc s-au acordat, după toate informații, s-au dat ajutor material. De la Consiliul Raional s-au dat pentru perioada rece, adică 3.000 de lei pentru lemne de foc. Dumnezeu așa au acceptat, anume lemne de foc. Pe parcursul lunii primește tutelă cu plată, în sumă de la Consiliul Raional, conform decizii, câte 700 de lei de copil, adică la ambii 3.100. Acum, conform hotărârii, din 2017 s-a mărit taxa, de acum primește câte 800 de lei lunar pentru fiecare copil. Plus aceea primește pensia pentru întreținerea copiilor, 625 de lei în total, adică pentru toți 3 copii. Da, dumneavoastră are dreptate, poate că este nevoie într-adevăr la numărul de copii și o baie pentru fiecare, are nevoie de, pentru ambii copii, tratamentul medical și este nevoie de susținut cazul dat. Știți, în ziua de azi e foarte greu de a merge la așa un pas, așa o decizie de a lua 3 copii la întreținere, de a-i crește și cel mai mult de a educa. Noi răspundem de copiii aceștia, de soarta copiilor, că trebuie să aibă un viitor mai bun. Da, e greu în ziua de azi, cu situația noastră, cu prețurile care sunt, cu politica în țară, dar cu toate acestea ne stăruim ca copiii să aibă un viitor normal, o copilărie fericită, să nu sunt problemele care sunt și meargă să aibă o copilărie fericită. E o femeie foarte grăjulie, e o femeie foarte gospodină, nu se uită chiar la toate greutățile vieții. Suntem datori în fața copiilor ca să nu sunt problemele necesare, să nu sunt greutățile care sunt acum, să fie totuși îndestulați cu tot necesarul pentru a crește și ei că au tot drept ca și ceilalți copii.
să aibă și mamă, să aibă. Și de aceea e un lucru, în ziua de azi vreau să spun chiar și eu, eroism, știți, la nivelul ăsta de traia nostru, să primești așa o decizie, e greu. Dar părerea mea e așa, să ne stărâm ca părinți și mă alături de copii. În raionul Rezina activează două case de tip familial, care se află în satul Ignăței. În ambele familii cresc și sunt educați câte 8-10 copii. Contactați de Elita TV, responsabilii de la Direcția Asistență Socială din raionul Rezina nu au putut spune câți copii fără îngrijirea părinților sunt în raion, iar șeful direcției, Boris Artin, a refuzat să discute cu reporterii despre familia din Ignăței. Trebuie să acum, să fac acordul șefului ca să vedem datele respective. Eu acum actualizez abia informația, încă nu am informația de plin la început de an. Nu mi-e trebuie ceva. Dar pentru anul trecut? Anul trecut nu am datele, sunt în arhivă. Deja le-am arhivat. Dar pe anul ăsta încă actualizez datele. Și asta cât pas durez? Nu știu, cred că o săptămână, două. Până ne aduc toate listele sociale. Dar noi avem așa de mulți copii în raion? Ele au mai multe liste de prezentat și adică ele până le pregătesc, mai durează un pic. Direcția la momentul actual nu știe câte persoane, câți copii de ăștia sunt în raion anul ăsta și câți au fost anul trecut? Acum, la moment, nu am actualizat încă total baza de date. Tinerii antreprenori din Rezina și-au unit forțele pentru a ajuta o fetiță de 5 anișori din raion diagnosticată cu o boală grea. Ei au organizat un târg la care au fost expuse obiecte de decor, mărțișoare, accesorii și bijuterii, articole croșetate, jucării, picturi, obiecte din lemn și prăjituri. Toate acestea au fost confecționate manual de participanți. O parte din acești bani colectați plus donații vor fi direcționate la către un caz caritabil. Este vorba de o fată din satul Buciș, raionul Rezina, care este diagnosticată cu paralizie cerebrală și noi încercăm prin acest act să sensibilizăm opinia publică asupra acestor oameni care au nevoie de ajutorul nostru, plus să venim cu un sprijin financiar. Prin acțiunile sale, tinerii antreprenori îndeamnă toată societatea să fie cât mai receptivi la greutățile altora. Îndemnăm pe toți care au această posibilitate să ajute pe cei din jur și să dea dovadă de spirit civic și să fie ei persoanele care fac schimbarea. Misiunea noastră este să oferim oportunitatea de dezvoltare care ajută tinerilor să creeze schimbări pozitive la noi în oraș. Pentru asta noi avem un plan de acțiuni care include în el o serie de evenimente cu impact pozitiv. Circa 2000 de lei au reușit să colecteze tinerii la primul târg de caritate pentru susținerea copilului din satul Buciușca. Până la sărbătorile de Paști, tinerii și-au propus să mai organizeze câteva târguri. Trupa Sunstroke Project va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision de la Kiev. Selectată în cadrul finalei naționale de sâmbătă 25 februarie, Sunstroke Project va evolua la Eurovision cu piesa Hey Mama, în prima semifinală ce va avea loc pe 9 mai. Alături de reprezentantul Moldovei pe scena de la Kiev vor urca interpreți din Muntenegru, Finlanda, Georgia, Portugalia, Belgia, Suedia, Albania, Australia, Cipru și alte țări. Trupa a mai participat la Eurovision în anul 2010 la Oslo, alături de interpreta Olia Tira. În semifinala din Norvegia, moldovenii s-au clasat pe poziția 10, iar în finală pe poziția 22. Republica Moldova participă la această competiție muzicală începând cu anul 2005, an în care a înregistrat cel mai bun rezultat. Atunci Zdob și Zdub a reușit să se claseze pe locul 6.